Dragii mei, suntem la o rugăciune pentru cei bolnavi. Și nu aș vrea să lungesc foarte mult cuvântarea, nu va fi o predică întreagă, ca și dimineața sau de seară. Important e la această parte să credem. E multă teologie despre vindecare. Și de foarte multe ori prea puțină experiență cu vindecarea lui Dumnezeu. Ce ar trebui să facem noi care suntem bolnavi? Care este drumul spre vindecare? Care sunt soluțiile? Care sunt cercurile de autoritate? Care sunt pașii? Unde trebuie să apelăm atunci când suntem bolnavi? Am să predic din Iacov, capitolul 5. Să frații mei, de foarte multe ori când predicăm din Iacov, capitolul 5, noi sărim peste un verset. Ce trebuie să facă omul bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii. Dar nu acolo începe textul. Nu ăsta este primul lucru. Poate că unii zic, să fie domnul, aici frați păstori, au un de lemnul sfânt, să vă ruga și voi fi vindecat. Și eu zic, amen. Dar este un verset înainte. Păi la nu-l citim. Eu că mă duc la bolnav peste la sar. Încep direct cu asta. Este vreunul dintre voi bolnav să cheme pe prezbiteri. Ai e mai târziu. Mai sus zice așa, este vreunul printre voi în suferință. Ce să facă? Iacov 5 cu 12, cu 13. Să se roge el. Ce trebuie să facă când Să mă rog. Undeva în sudul țării, nu departe de frații care fratele care a vorbit, la o adunare acolo în sud, a venit un frate cu dar de vindecare. Toată lumea buluc. Fratele X are darul vindecărilor. Păstorul, fără să-l întrebe, fraților, veniți în față, Domnul trimis un lucrător, dar de vindecare, toată biserica în față, că toți avem câte un junghi. Dacă fratele are dar de vindecare, să scăpăm. Și o să ridica fratele, știu concret situația și biserica, și fraților, să rămână în față cine s-a rugat cel puțin o oră pentru boala lui, și o ținut cel puțin o zi de post. Ceilalți, mergeți la loc. Nu a rămas nimeni în față. Pentru că noi credem că lucrătorul trebuie să se roage în locul nostru. Și nu e așa. Frații mei, eu nu trebuie ca păstor să mă rog în locul tău. Eu mă rog împreună cu tine. Da? Bilete la învon. Fratele, rugați-vă. Frate și soră, întâi roagă-te tu că în Scriptură spune fiecare își va purta sarcina lui însuși. Și mai jos, tot în Galaten 6, zice, Galaten 5, să ne purtăm sarcinile unei altora. Dar întâi trebuie să o porți tu, frate și soră. Nu da buzna la biserică, roagă-te tu pentru boala ta. Știți, zice, spun asta, am o bănuială, am o bănuială. Că Dumnezeu îngăduie câteodată boala în viața noastră, pentru că ne rugăm prea puțin. Adică asta nu e o dovadă de răzbunare, de răutate, e o dovadă de dragoste a lui Dumnezeu. Adică atât de mult își dorește Dumnezeu să vorbești cu el, încât atunci când nu mai vorbești, face tot ce poate să te aducă înapoi la rugăciune. Și trebuie să recunoaștem că niciodată nu ne rugăm mai bine ca atunci când stăm pe pat la spital cu ochii tamvan. Vai ce bine ne mai rugăm atunci. Într-un fel, boala este un fel de recuperare. Știți că la facultate, când lipsai de la laborator, te băga la recuperări, la final de semestru, de dimineață până în seara, numai laboratoare, să recuperezi. E, așa e Dumnezeu. Atât de mult mă iubește, atât de mult vrea să vorbească cu mine, încât dacă s-o ocupat, îți pe șantier, vreau să fac bani, azi m-a rugat 5 minute, mâine numai 5 minute. La un moment dat zice, domne, atât de mult îl iubesc pe Emi, încât îl pun la orizontală ca să se roage. Deci când ești bolnav, nu uita, nu o să ieși din spital, nu o să te ridici din pat până nu recuperezi partea asta. Ce -o să faci când ești bolnav? Să te rogi tu. De asemenea, cuvântul ne mai spune aici Mărturisiți-vă unii altora păcatele. Dragii mei, mai am încă o, o înțelegere, o bănuială, zic eu, deci nu e o bănuială, e o certitudine, că boala are legătură cu păcatul. Eu nu o să spun la eu, niciun bolnav, frate, știi ce? te a bătut Dumnezeu. Dar când predic, predic asta. De cele mai multe ori, boala mea și boala ta are legătură cu păcatul. Păi frate, cum e cu Iov? E adevărat? E adevărat? În Biblie găsim și alte rațiuni pentru boală, încercare, ca și în cazul Iov, nu? Dar vreau să vă întreb, chiar așa toți suntem niște mari Iovi? Frate, țepușul lui Pavel! Dar ce, tu ești Pavel? Prea ușor o dăm cu încercare. Eu cred că de cele mai multe ori, nu degeaba spuse împreună, boala este consecința păcatului. Nu știu dacă v-ați mărturisit azi, dar știu că rânduiala este. S-a vorbit de ieri, mărturisirea păcatelor, consiliere și rugăciune. Ascultă-mă bine, dacă nu rezolvi problema păcatului, nu se dă vindecare. Există uneori așa chemări în față cu unger cu un de lemn, la anumite biserici, fără mărturisire și vin trei sferi de biserică. Și tatăl meu, așa un om mai strict, zicea, mă, risipă de un de lemn. Ascultați-mă, rugăciunea cu, unde, cu ungere cu un de lemn, fără mărturisire, este risipă de un de lemn. Adică atât de mult îl interesează pe Dumnezeu sfințirea și curățirea, încât Dumnezeu uneori folosește boala. Da, pentru că pentru Dumnezeu este mai importantă vindecarea sufletească decât vindecarea trupească. Și până nu se realizează vindecarea sufletească, nu se realizează nici vindecarea fizică. Unii oameni cred că Dumnezeu poate fi păcălit. Să roagă păstorul în locul meu, nu mă mărturisesc că Domnul e bun, nu. Dumnezeu are niște rațiuni, până și boala care nu e de la Dumnezeu niciodată, ci boala vine de la cel rău, este folosită în suveranitatea lui Dumnezeu pentru binele nostru. Odată, fratele mazăre din sudul țării, pe zona banatului, au avut lucrări că o să ajungă într-o încercare și o să fie încercat. O căzută pe schelă, s-a lovit foarte rău și frații de acum îl compătimeau, frate, mazăre, uite cum te încearcă, domnul. Și ce-a spus el, fraților, nu încercare, nu cred prorocile astea. Deci, el, câtă vreme văd în mine păcat, eu sunt convins că e pediapsă. M-am cercetat, am găsit în mine asta, asta și asta. Frații mei, Dumnezeu nu numai lucruri mari, da, păcatele grosolane, vorbeam eu despre maturizare, Dumnezeu îngăduie boala ca să ne pocăim și de alea mici. Și eu sunt convins că în viața mea întotdeauna boala a fost din cauza păcatului. Și mă verific, Doamne, dar unde? Și mai găsesc câte un păcat. Biblia leagă boala de păcat. De cele mai multe ori sursa e asta. Mai recent și-o tăiat de la drujbă un frate, frate tare scump, așa, el împotriva doctorului cu vindecarea și nu a mers la doctor. Și se tot întreabă, mai de ce mi-am tăiat degetele cu drujba? Și de nu știu când să rogă, Doamne, arată unde e păcatul meu. De ce ai îngăduit să-mi tai degetele? Vezi? Sunt oameni cu rezoluție fină, cu angrosiștii nu prea face Dumnezeu grosier, să spuneți aici, poate în germană. Da? Nu prea merge treaba. Mărturisiți-vă unii altora păcatele. Rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Dacă n-ai făcut-o, fă -o. Adică nu pot să nu... Îmi amintesc că dimineața a fost o profeție pe tema asta. Sau crezi că Duhul Sfânt a uitat de la 12 până la 3? Crezi că există scurtături? Chiar zilele astea la stăruință vedeam o soră care numai nu... Soră, te-ai mărturisit Domnului, dar nu era eliberat. Sos mi miorcăit, nu vrut să meargă la mărturisire. Și nu se întâmplă nimic, nu vorbea în limbi. Și știu că are probleme grele. Dar sunt oameni care nu vor să rezolve problema. Nici o problemă. Dumnezeu are răbdare. O să mai doară. Nu vreau să fiu deloc masochist sau sadic. Oameni buni, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Vindecarea este legată de mărturisirea păcatelor. Bun, dacă facem asta, și Dumnezeu în bunătatea Lui este Cel care dă vindecare. Spune cu aici, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Și -o spune cu acolo Că da, rugăciunea cu credință va aduce vindecare. Mare putere are rugăciunea fierbinte. Și aici este foarte important. Avem rugăciune, avem credință, ungere cu un lemn. Biblia spune că mare putere are rugăciunea făcută cu credință. Da? Accentul nu este pe un lemn. Începe să apară în mediul nostru pentecostal, suntem puțin cam superstițioși, un fel de încredere în simbol. Un de lemn. Deva la o ungere cu un de lemn la București, un frate bătrân tot să dădea în spate. Cum ieșau în față, altul să fie el ultimul. Tot s au dat în spate, dat în spate, mă, ce are ăsta? După ce frații au făcut ungerea, au ajuns la el zis, nu vă supărați. El dai a rămas la urmă. Dacă s-ar putea, nu-mi dați mie sticluța? Păi frate, ce să faci cu ea când nu ești ordinat? Păi să mă mai ung și eu pe aici pe acolo când mă doare. Frații mei, sticla cu un delem nu are puteri miraculoase. Da? Nu vorbim de Young Living, Aloe Vera, soluții magice. Nu e asta. Un delemul este simbolul vindecării. Biblia nu spune nicăieri că un delem nu are putere. Rugăciunea făcută cu credință are putere. Da? Niște superstiții, așa, un tremurat sfânt. Frații mai fac și semnul crucea, păi și crucea și un de lemnul, se gândesc cu nimă, Sigur dă ceva reacție, nu dă nicio reacție. Eu nici nu fac semnul crucii. Da? Nu mergem pe superstiții oameni buni. Punctul de greutate e rugăciunea, cu sau fără un lemn. Și credința. A punctul cheie e credința că Dumnezeu mă vindecă. Într-o pejurare... Doi frați au plecat cu trenul să facă o ungere în zona Caransebeșului. O soră o dat telefon disperată. Fraților, eu cred că în urma ungerii cu un de lemn, Domnul mă vindecă. Și frații, am în soră, venim până la tine. Pe tren își dau seama că n-au sticluța la ei. Păi, frate, ce facem că n-avem un... Ai un de lemn, n-am, frate, nici tu, nicio. Lasă că Domnul va purta de grijă, o să Nu te teme că Domnul vindecă și fără un de lemn s dus acasă la sora, sora iară, fraților, eu am credință că în urma ungerii cu un de lemn, Domnul mă vindecă. Și frații iar s-au uitat unul altul și amin, Domnul să-ți asculte rugăciunea să facă după credința ta. Și iar în discuții, frații, eu cred că în urma ungerii, dacă are ungere, că nu era un de unul dintre frații a avut înțelepciunea, a zis măi, hai să ne rugăm. Sora să pleacă pe genunchi, închide ochii și noi facem lucrarea. Sora plecat cu credință pe genunchi, unul din frați o ia degetul în gură, o pus pe frunte, o sâmță ceva umed ce domnul o vindecat. Și prin ce spun, nu vreau să disprețuiesc un lemn, e un simbol sfânt. Adică credința aia că în urma uncii domnul o că și credința au avut efect și fără un nu o și ea ceva ume. Dacă acolo crezut că e un de și o să o vindeca pe loc, să să fie domnul. Deci unde e secretul? La credință. La credință. Dumnezeu să alunge orice formă de superstiție. Legat de asta, dragii mei, îmi pun o întrebare care un pic mă răscolește de mult timp. Zic, Doamne, de ce în adunări lipsește credința? Că eu înțeleg că dacă există credință că tu îngrăunte de muștar, Dumnezeu face vindecări facem filozofia vindecării și totuși atât de puțină credință. Mă duc la oameni bolnavi și îmi dau seama că sunt atât de ancorați în necredință, în rațiune și în explicații chiar teologice, încât e greu să te rogi pentru bolnavi în secolul XXI. Atâta medicină, atâta explicație. Și lipsește exact ce e important, unde lemn avem oameni buni. Doctrina vindecării o avem. De ce nu avem credință? Mi-am dat seama, mergând în misiune în Nepal și în alte țări, că mult mai repede crede un hindus decât un creștin. Mergeam prin sate, ne rugam pentru bolnavi, ăștia credeau. Bă, dacă zic ei că Iisus ăsta lor vindică, așa -i. Venea tot satul la rugăciune pentru bolnavi, oameni necreștini. Și credeau. Mă, dacă așa zic ei că scrie în Biblia lor și Dumnezeii noștri nu ne-au vindecat, poate că Isus ăsta ne vindecă. Și să făceau minuni mult mai ușor decât în România. Pe terenul de misiune. E, în România, nu știu să educați. Mă duc la Bonad, frate, zice, țepușul ăsta ce mi l-a pus domnul. Măi, soră, nu ți rușine. Ce țepuș, soră? Dar ce tu ești, Pavel? Așa ne mai erijăm în Iovi, în Pavel, frate, țepușul ăsta, un păstor, eu zic la una soră, ești cam fățarnică. Păi dacă îți se ce caută bidonele astea cu medicamente pe aici? Aruncă-le la gunoi! A, păi vrei vindecare, dar zici că îi se Păi nu îi puș înseamnă că. Atât de multe predici despre stomacul lui Timotei. Noi numai astea le știm din Biblie. Stomacul lui Timotei, boala lui Trofim, care a rămas bolnav la Milet și de țepușul lui Pavel. Dar n-ați citit că Domnul vindeca toți bolnavii? Scrisei? În viața apostolilor, celor 12 în viața lui Hristos, nu există niciun caz în care să vină unul bolnav și să plece bolnav. Ci toți s-au vindecat. Oare alea nu le citim în Biblie? Avem mare nevoie de credință. Dumnezeu să ne mărească credința. Dumnezeu să ne mărească credința. Amin. Cum se poate crește nivelul de credință al Bisericii? Fratele, eu cred că e important ceea ce facem noi chiar acum, să predicăm mai mult despre vindecare. Amin. Am găsit în Sfânta Scriptură o situație în care fratele nostru Pavel predica în listra. Cel Nistra era un om neputincios de picioare, fapte 14 cu 8. O loc de naștere care nu umblase niciodată, da? Nu lungir de picioare, că trage de ele și așa mai departe. Omul ăsta nu umbla niciodată. Ce cum așa? El stătea jos și asculta pe Pavel care vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis, scolă drept în picioare. Și el s-a scolat dintr-o săritură și a început să umble. Acum am o dilemă logică. Și vă rog să-mi spuneți cum putem rezolva dilema asta. De unde știa păgânul ăsta că Isus vindecă? Da? Omul ăsta auzea prima lui predică în viață. Și zice Pavel că la evangelizare, Pavel o văzut prin Duhul în ochii lui că este credință. Păi de unde să aibă un păgân credință? Ce ziceți? Oare de unde știa el că Iisus vindecă? Pe el nu a auzit în viața lui decât o predică. Care e singura concluzie logică? Înseamnă că Pavel predica despre vindecarea bolnavilor. Numai din predica lui Pavel. Că n-avea de unde să știe. Ăsta n-avea Biblie ca și tine și ca și mine. Înseamnă că la evangelizare Pavel predica vindecarea bolnavilor. Pentru că vindecarea bolnavilor este parte din Evanghelie, din nucleul Evangheliei. Deci vindecarea nu e ceva așa exotic, pe lângă toate, că Dumnezeu ne mai și iartă, pe unii vindecă. Nu, vin vindecarea bolnavilor ca și iertarea păcatelor sunt parte din Evanghelia lui Isus Hristos. Și Pavel predica vindecarea bolnavilor. Omul l-au crezut și s-au vindecat pe loc. Ce simplu -i. Dumnezeu să ne mărească credința! Dumnezeu să ne mărească credința! De altfel, dragii mei, citeam în altă parte că acolo unde este cuvântul lui Dumnezeu, întotdeauna cuvântul autentic al lui Dumnezeu este însoțit și de semne de vindecări. Zice cuvântul Marcu 16, pe celebrul nostru text, Duceți-vă în toată lumea, predicați Evanghelia, cineva crede, știți asta. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Și de ce cuvântul acolo, în ultimul verset din Marcu 16, așa se încheie Evanghelia după Marcu, iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Și Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Ăsta e un verset care mi-a schimbat mie gândirea despre vindecare. Văd în mediul nostru pendicostal așa o preocupare. Doamne, noi avem adevărul. dar unde semnele? Și să se roagă frațe și strigă, Doamne, lasă semne. Nu știu, în textul ăsta mi-e îmi spune că acolo unde se predică cuvântul, semnele nu trebuie cerute, ele sunt. Așa scrie. Deci presupoziția asta că noi avem tot adevărul, dar nu știm de ce nu prea sunt semne, undeva e șubredă înseamnă că nu-i tot adevărul. Clar. Dacă-i adevăr, întotdeauna se însemne. Dar spunea fratele Ștefan Iag, Dumnezeu nu pune pe cetea pe doctrina cultului pentecostal. nici pe învățătura lui Emifedur. Dumnezeu pune pe pe cuvântul lui. Când tu predici tradițiile tale, Dumnezeu nu însoțește. Când e cuvântul lui însemne, întotdeauna, și astăzi lansăm o provocare. Dacă s-a predicat cuvântul lui Hristos, în această zi vor fi semne. Dacă nu, a vorbit fratele Emifedur. Încă o predică. Dar eu sunt convins că dacă ce-am predicat e cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu lasă semne. Ca așa zice, ei au plecat și au predicat, deci focusul bisericii nu e pe vindecări. Văd acum niște grupări în România care sunt specializați pe vindecări. Nu există asta în biserică. Scopul suprem e evangelizarea, e mântuirea, e cuvântul. Și când se predică cuvântul, Dumnezeu face semne. Da? Nu tragem de picioare, nu mergem să ținem seminarii despre vindecare, cum fac unii prin România și au devenit un fel de doctori în mediul nostru evanghelic. Nu! Nu există specializarea asta. Predicăm vindecarea. Niciodată nu s-a predicat doar vindecarea. S-a predicat Evanghelia. Și unde e Evanghelia, e și vindecarea. Amin. Frații mei, oare avem adevărul? Și n-am presupunerea că predicați erezii. Dar oare chiar predicăm adevărul întreg? Chiar predicăm despre vindecare, despre Duhul Sfânt, predicăm cuvântul tot al lui Dumnezeu, că unde i cuvântul tot, există pecetea, ca la o firmă. După ce un telefon e făcut, e testat, vine și pune mărul la mușcat acolo. Ultimul lucru pune ștanța, da? Semnul. Apple. Dar ai testat, încercat. Când funcționează bine, se pune. Așa face Dumnezeu. Când predicăm adevărul întreg, când suntem preocupați de Cuvântul Lui, de evangelizare. vin semnele fără să le căutăm. Domnul să ne binecuvinteze. Legat de cercurile de autoritate. Puține minute, da? Eu când mă îmbolnăvesc am diferite niveluri de autoritate medicală asupra mea. Primul meu medic e soția mea. Ea e medicul meu personal. Și acum are medicamente la ea. Știe, când e minut, dorme, îi dau asta. Când îl doare, asta, dau asta. Ea -i primul meu doctor acasă. Ea mă tratează. Când nu merge treaba, mă duc la doctorul de familie. Ei, dragă, zic, nu mai merge. Unii ori îmi dă ceaiuri, zic, hai la doctor că trebuie niște antibiotice, aici e și bolă grea. Mă duc la doctorul de familie. Ăsta știe și el. Că știe. Ăsta e generalist. Când îi bai, mă trimite la spitalul municipal. Du-te la spital, acolo este un specialist exact pe problema asta. Un medicul de familie are limitele lui, chiar dacă e școlat. Mă trimite la un specialist exact pe boala aia, pe ficat, pe nimic, pe plămâni. Maladej, spital de oraș mic, când îi bai ăștia mă trimit la, la Cluj, măi, este unul care e doctor, ăsta e specializat exact aici și merge mai sus, până la cel mai mare profesor universitar care e specializat pe boala mea. așa e și în adunarea lui Dumnezeu. Primul nivel, zice, să se roage bolnavul. Dacă se face bine, slăvi să fie domnul, nu mai deranjăm păstorul. Apoi, în familie, eu cred că Marcu 16 trebuie înțeles și în sensul familiei. Cât e un frate stă și vede cum moare pruncul în brațele mamei. Păi, roagă-te, frate, că ești preot. La tine, acasă, ai tot dreptul să te rogi cu punerea mâinilor. Și puteți să mă contestați. Aici nu sunt interesat cât de bine se potrivește cu tradiția locală. Cine va crede se va ruga cu punerea mâinilor? Scrie în Biblie. Scrie. Păi stai tu să moară copilul că păstorul pleca la Nuremberg. Păi roagă-te, frate, că de-aia ești preot la tine acasă. Ai tot dreptul pe baza credinței pentru copiii tăi, pentru soția ta să te rogi cu punerea mâinilor. Dacă mai credem, Marcu 16. Dacă nu mai credem, era un frate care era mai slăbuț cu capul la noi în biserică. Frate, credem sau rupem foaia? Și eu eram copii și mi se părea că ăsta chiar rupe foaia. Și eu vă întreb, credem în Marcu 16 sau rupem foaia? cei ce vor crede își vor pune mâinile peste bolnav și se vor... Păi ce scrie? În context liturgic, public, nu fac ce toată lumea asta, că sunt păstori. Dacă cas la tine, dacă nu-i păstorul, ce faci? Păi te roști. tu. Apoi, la nivelul al treilea, da, mă rog eu cu familia. Dacă Domnul rezolvă nivel de familie și am auzit multe mărturii cântați, credincioși, au zis, Doamne, Cine știe pe unde e păstorul, încercăm aici, au făcut o rugăciune, tata și-a pus mâinile și copilul a fost vindecat. Sute de exemple. Și nu-i nevoie de păstori. Apoi cuvântul ne spune aici că există partea asta, să cheme pe prezbiterii biserici. Unele boli necesită o autoritate spirituală mai mare. s ruga și bolnavul, s mărturisit, s ruga și familia, problema nu e rezolvată, ne ducem la oamenii care au ungerea împărătească cei puși de Domnul Adunare. și spune cuvântul că în urma rugăciunii a ungerii cu un de lemn, Dumnezeu vindecă bolnavii. Amin. Amin. Și acum urmează să facem asta. Urmează să ne rugăm cu credința că Dumnezeu vindecă bolnavii. Amin. Și zic, Doamne, mărește-ne credința. Dar că mai am un gând aici. Eu personal nu cred că păstorul este autoritatea supremă în domeniul vindecării. Asta e părerea mea. Am găsit în Scriptură că există oameni cu chemări speciale în domeniul acesta. În 1 Corinteni 12 nu putem să nu vedem că apare altul, zice că altul, care are darurile de vindecare. El a plural și cuvântul dar în greacă și vin. Daruri de felurite vindecări. Eu personal cred că autoritatea supremă în domeniul vindecării este omul cu dar de vindecare. ăsta e specialistul de la Cluj. Noi am anulat lucrarea asta. Și ne întrebăm de ce nu-ți vindecări. Dar eu vă întreb, Dumnezeu vindecă după rețeta mea sau după lui? Păi după lui. Și vreau să mărturisesc ceva. Eu sunt chemat de Dumnezeu să fiu păstor și fac unger cu lemn în virtutea ordinării. Dar eu nu am dar de vindecare. Peste mine, în adunare, ar trebui să fie oameni cu o chemare supranaturală. Ăștia-ți dați de Dumnezeu, ăștia specializați numai pe asta. Păstorul e generalist. E medicul de familie. Sunt și un pic de consilier, sunt un pic de evanghelist, sunt un pic învățător, trebuie să fiu și cărmuitor. Și da, mă rog și pentru bolnavi. Dar nu-l schema de Dumnezeu la lucrarea asta. Există oameni înzestrați de Duhul Sfânt în domeniul ăsta. Pe frații mei, când lipsesc oamenii cu dar de vindecare, este parte din explicație că nu mai avem atât de multe vindecări. Și în seara, în după masa asta, vreau să facem o rugăciune dublă. În primul rând ne rugăm pentru vindecare, și ne rugăm pentru darul vindecărilor. Dați-mi e o problemă. Noi, noi pretindem că noi cunoaștem lucrarea Duhului Sfânt, dar nu e așa. Cunoaștem atât. Și într-adevăr, dacă v-aș întreba de proroci, am auzit că sunt proroci printre voi și am auzit și dimineață. Spuneam frate, frate, la noi în biserică sunt vreo patru. Slăviți să fie domnul. Când e vorba de darul prorociei, terenul e bătătorit. Dar dacă vă întreb acum, concret, fraților, dați-mi numele celor care au dar de tămăduire în uniune, sunt convins că vă încurcați. Că dacă mă întrebați pe mine la Dej, și eu mă încurc. Există niște daruri care lipsesc în dotarea bisericii. Nu le-am studiat, nu le-am încurajat, nu știm cum funcționează. Nu, întrebări grele. Ăsta cu dar de vindecare face punerea mâinilor. Păi dacă nu-i ordinat, sau ce Duhul Sfânt alege pe cine vrem noi, poate Duhul Sfânt alege pe cine vrea el. Darurile n-au legătură cu voturile și nici cu ordinările. Are voie, n-are voie. Eu m-aș bucura tare mult la să am lângă mine unul cu dar de vindecare. Să-l iau cu mine la bolnav, eu păstor, el chemat de Dumnezeu și sunt convins că eficiența lucrării de vindecare ar fi mult mai mare. Dacă spune, Doamne, nu, asta nu, aia nu, darul ăsta nu, cât putem merge în virtutea acestei ungeri cu un delem pentru ordinare. Eu vă întreb, ați vrea să revenim la modelul biblic? Vreți ca Dumnezeu să dea dar de vindecare? Amin. E mare nevoie. Biserica suferă pentru că lipsește darul ăsta. Și să știți că întrebarea asta e grea și la nivel de România. Dați-mi o listă cu oamenii cu dar de vindecare. Despre proroci, vă dau o listă. Cu tare, cu tare, cu tare, în biserică, cu tare. Proroci adevărați. Când e darul vindecărilor, nu mai știm nici noi. Îl avem, nu-l avem. Dragii mei lipsesc oamenii cu chemare specială în domeniul vindecării. Dumnezeu să dea acest dar bisericii. Amin. Și Dumnezeu să mărească credința. Ați mei, Biblia spune că orice fel de boală și toți bolnavii au fost vindecați de Hristos. Eu asta cred. Prea multe mesaje negativiste, cu țepușul, cu. Nu prea avem curaj să credem. Credem că Dumnezeu poate să vindece? Credem că Dumnezeu vrea să vindece? Repet, la Hristos nu există nicio persoană care să nu fi fost vindecată. Nu știu de ce găsim numai pasajele alea alte. Când Biblia atât declară, Hristos a vindecat orice boală și pe toți bolnavii care au venit la El. Este Hristos același? Slăvit să-i fie numele. Eu cred că dacă acesta a fost cuvântul Domnului și poporul crede, Dumnezeu lasă semne. Însoțirea cuvântului cu semne e promisiunea lui Dumnezeu. Și zic Dumnezeu să ne mărească credința, să ne umple de credință și El să vindece bolnavi în această zi. Amin.